Vineri, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, sub coordonarea DICOT Brăila, au efectuat două percheziții domiciliare în municipiul Câmpulung, care au vizat un bărbat de 36 de ani bănuit de pornografie infantilă. Potrivit oamenilor legii, la începutul anului 2019, cel în cauză ar fi creat două conturi de utilizator pe o rețea de socializare. Bărbatul ar fi conversat cu diferite fete prezentându-se ca fiind un cunoscut actor și le-ar fi solicitat fotografii în ipostaze sexuale explicite. Ulterior, persoanele în cauză s-ar fi deplasat în municipiul Câmpulung, unde s-ar fi întâlnit cu bărbatul într-o cameră de hotel, unde în urma unor presiuni ar fi întreținut relații sexuale. Dacă victimele refuzau să vină la Câmpulung, ar fi fost șantajate cu distribuirea unor fotografii indecente pe rețelele de socializare. Vecinii bărbatului au fost surprinși de cele auzite. Da, să rămână, de bună ziua, dar acolo ce, n-am la face cu ei, n-am. Îl vedeți prin cartier pe aici? Pe la fel, n-am, vine la taică-su, nu e la ce a stat înainte. Dar acum nu știu unde mai stă și ce, nu l-am mai văzut de mult. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat două telefoane mobile, două laptopuri, nouă cartele telefonice SIM, un memory stick și cinci cartele prepaid sigilate. Procurorul de caz l-a reținut pe bărbat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, instigare la pornografie infantilă, instigare la viol și șantaj, însă instanța de judecată a decis luarea măsurii arestului la domiciliu. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale.